Într-o conferință de presă organizată la sediul de campanie al PNL Maramureș, președintele ales al Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, a declarat că liberalii maramureșeni vor negocia orice coaliție de guvernare locală, dar fără PSD. Bogdan a spus că dorește să ducă la bun sfârșit proiectele cuprinse în planul lui Bogdan, iar alianțele vor fi condiționate de îndeplinirea acestuia. Cine dorește să vină alături de Partidul Național Liberal, care este principala forță politică în județul Maramureș, în primul rând, trebuie să acceseze la planul lui Bogdan. Dacă vine și cu alte idei de proiecte bune pentru județul Maramureș, le acceptăm cu drag. Dar nu o să primeze în Maramureș în următoarea perioadă sau în negocierile pe care le vom avea, nu o să primeze funcțiile, ci ceea ce putem face pentru județul Maramureș. Inclusiv dacă vine de la coaliție, deschiderea asta? Vom discuta cu toți partenerii, nu închid nicio ușă în acest moment. Sigur că noi dorim în județul Maramureș o coaliție de guvernare locală fără PSD. Mircea Cirț, candidatul PNL la primăria Baia Mare și nou consilier municipal, a declarat că rezultatul înregistrat la alegerile din Baia Mare dă dreptul liberalilor să aibă un viceprimar. Întrebat de presă dacă va accepta, Cirț a răspuns: eu, practic, am pornit pentru schimbarea orașului Baia Mare. Și în sensul acesta, eu merg și pentru poziție de consilier, merg și pentru poziție de viceprimar, merg și pentru poziție de primar. Tot presa l-a întrebat dacă știe de existența unei circulare date de Biserica Ortodoxă Română, prin care se menționa să nu fie votat pe motiv că este de altă religie, Cirț fiind penticostal. Răspunsul său a arătat o oarecare flexibilitate. Dacă aveți cunoștințe de acest gen, vă rog frumos să le puneți pe tavă celor care, adică să le faceți de cunoscut, dacă așa știți. Eu nu știu de așa ceva. Eu vreau să vă spun, eu nu sunt adeptul minciunilor, nu sunt adeptul poveștilor, în schimb sunt omul care lucrează pentru unitate, inclusiv cu cultul creștin ortodox, unde sunt preoți foarte dedicați lucrării pe care o fac